Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să facem pentru Fecioară, pentru dragoste, pentru uh, luna aprilie. Haideți să vedem la Fecioară. Pentru dragoste în aprilie. O să folosesc mai multe tipuri de cărți. Pecioară. Văd că dumneavoastră o să aveți mare noroc în dragoste. Veți face o căsătorie cu cineva sau veți locui cu cineva? Vă doriți foarte mult o persoană să o aveți lângă dumneavoastră și o veți avea acea persoană. Văd că dumneavoastră vă gândiți, primiți un dar de bani, aveți pe cineva care, cum să spun eu, este foarte, foarte strictă acea persoană, este foarte, cum să spun, este o persoană intelectuală sau este o persoană care poate să fie căsătorită. Da? La care vă gândiți, care probabil s-a depărtat de dumneavoastră pentru un timp și acum vine înapoi. Sau oricum, vorbiți foarte mult sau relați legătura. Trebuie să aveți grijă că aveți o femeie în jur care este puțin invidioasă sau dușmanul dumneavoastră. Da? Dar oricum văd pe femeia fecioară care are foarte mult noroc în dragoste în aprilie. În aceste cărți așa se vede. Da? Acest bărbat văd că vă așteaptă acasă sau așteptați pe cineva acasă, dar cred că mai mult el vă așteaptă și arată că veți avea foarte bine cu această persoană vă gândiți foarte mult să formalizați relația, de exemplu, să vă căsătoriți. Așa. Apoi, veți avea o persoană, aveți mai ales cei care sunteți în zodia fecioară bărbat, văd că veți avea o ceartă cu cineva, așteptați o femeie care va veni, da? Așteptați să vă împăcați cu cineva din trecut și vă veți împăca. Veți avea mare noroc în dragoste. Veți forma o familie, unele persoane cu persoana pe care o așteptați. Veți forma o familie, veți sta în casă cu acea persoană, da? să scoatem o carte de aici pentru Toate dorințele vi se vor împlini. Multe vise aveți care vor deveni realitate. Bun. Uh, magicianul mi-a ieșit, da? Unde mai scoate? Totuși aveți o persoană care este. Uh, începeți o relație sau aveți o relație cu cineva, da? Care merge foarte bine și parcă vine cineva și se amestecă în relație. Da? Și va trebui să luați o decizie dureroasă, unele persoane, da? Care sau să vă schimbați modul de a gândi? Văd și divorțuri, despărțiri, singurătate pentru unele persoane. Dacă sunteți singuri, dacă sunteți singuri, să știți că veți avea căsătorie, veți întâlni pe cineva cu care veți forma o relație și vă veți căsători. Chiar dacă vă gândiți la necazuri aici, vă gândiți la necazuri, dar aveți noroc. Să știți. La fel și bărbații care sunt singuri, vă văd foarte bine. Multe șanse, cunoașteți multă lume, vă și persoane care se divorțează. Nu pot să zic numai pentru cineva, pentru că vă mai multe cazuri. Cei care vă divorțați să știți că veți fi singuri pentru un timp. Da? Și luați această decizie pentru că simțiți răceală în relație, pentru că parcă mai mult bărbații din fecioară. Nu este ceea ce ați crezut dumneavoastră, da? Alte persoane văd aici care se căstoresc. Haideți să vedem. Oricum, aveți mare noroc în dragoste în aprilie. Cei din Fecioară. Gândiți-vă la o persoană care doriți să știți despre ea și haideți să tragem trei cărți, să trei cărți. 1. Puneți-vă întrebare și uitați-vă la cărți și alegeți una, da? Prima, a doua sau a treia. Haideți să vedem dacă ați ales-o prima. Arată în prima carte dragoste din abundență, în abundență. Va veni multă dragoste la dumneavoastră, în, pe drumul dumneavoastră, în drumul dumneavoastră și trebuie să o lăsați la dumneavoastră să vină această dragoste. Da? Apoi, văd o prietenie... Și spune că uh, poate vă doriți o relație cu cineva, dar nu se poate mai mult de prieteni ca să fiți deocamdată. Nu știu de ce. Sau sunteți prieteni, dar dumneavoastră simțiți ceva mai mult și nu puteți spune celelalte persoane. Oricum spune că micile atenții întrețin acea prietenie. Da? Dacă ați ales ultima, este răspunsul nu. Nu știu ce v-ați întrebat la ce v-ați gândit. Da? Deci prima va avei multă dragoste, a doua prietenie și ultima este un răspuns de nu. Cam asta a fost pentru Fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.